Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Vă salut pe cei de pe Facebook, că video ăsta, surprinzător, îl fac pentru Facebook. Ieri vorbeam cu tovarășa mea și mi-a zis că-i tot apar postări legate de un pitic pe Facebook. N-am ținut cont, mi-a mi intrat pe urechea și pe cealaltă. Și am intrat azi pe Facebook, nu mai știu de ce, probabil că am vrut să-mi dau share la un videoclip sau ceva și mi apar și mie într-una postări de la majoritatea prietenilor mei roace de pe, de legate de un tip care se vaită că e scund și a fost refuzat. Și lumea bineînțeles că i-a băgat mimuri. Nu pot să vă arăt poze cu el pentru că calomnie și nu-i frumos, plus că apar în stânga prietenii, de fapt, prietenele pe Facebook, că și costam doar fete la prieteni cobuni și... dau acum să le cer tuturor aprobarea că le-a apărut le-a apărut poza sau să stau să le cenzurez. N-am niciun chef, doar vă povestesc acum. Intrați pe FB-ul Intrați pe pagina de FB-ul și vă las acolo în descriere într-un comentariu un link către profilul lui ca să vedeți despre ce este vorba. Așa că linkul către pagina oficială și o să-mi găsiți ușor și profilul în descriere. Bun, deci vă salut pe toți cei de pe FB-ul Deci de următor Omul a pus o poză în care plânge că e refuzat că e scund, că el când zice că fizic contează tot contrazice lumea și lumea a început să-i facă mimuri cu poza lui în care plânge. Și unul dintre mimuri e ceva de genul căcat am fost abuzat electronic și sunetul pe fundal e așa. Da. Um. Nu vă zic cum îl cheamă, n-am nimic personal cu el de să nu se supere, dar m-am gândit că pe seama lui să fac un video în care să vă prezint și eu morala poveștii să rămâneți cu ceva după chestia asta. Deci tipul nu e departe de unde locuiesc, eu văd. Nu pot să intru pe Instagram-ul lui că dă că nu mai există și-o fi Instagram-ul. Și mai are contul de Tumblr unde are niște gifuri porno. Personal nu înțeleg de ce nu pot să înțeleg utilizatorii de Tumblr, mai ales cei care folosesc Tumblr pentru porno. Aveți porca, aveți atâtea grupuri românești de telegram de găsiți toate nenorocirile. În fine, și tot au apărut mimuri legate de el pentru că s-a victimizat și acum uh, văd că iar m-a blocat Zuc, este cu cutare. Nu cred că trebuia să zic sau ia. Ăsta e tot contul lui? Cred că ăsta e un alt conda lui, cine știe. Nu, no, nu e al lui. El are un alt nume, în fine. Hai că am zis un nume, nu trebuia să-l zic. Deci, văd că cea mai recentă postare de acum 45 de minute, că i-a fost șters o, șters o postare legată de sinucidere. Eu acum stau și mă gândesc. Dacă vrei să te sinucizi, nu postezi pe Facebook în primul rând. Te sinucizi direct. Cred că e un pic cam dur subiectul Dar mă refer uh, la următorul faptul Care vreau să rămâneți Să notați Dacă sunteți refuzați Din motive fizice Ce nu pot fi schimbate Anume înălțime el zice că 1.70 e considerat pitic Nu ești chiar pitic la 1.70 Bă dacă e 1.70 Poți să te bagi pălilii putane câte vrei Că nu e diferență prea mare de la 1.70 La 1.60 cât o frunte maxim Nu e pentru mine la 1.80 Să vreau să ies cu un adult metru un cap și ceva zici că merg cu copilul pe stradă Dacă ai fost refuzat Pur și simplu caută alta Adică o vorbă bătrână de la taică -Biu, Care are 1.68 deci sub 1.70 Uite eu sunt aici Deci a reușit uh, El a zis Bă, Google Nu-ți mai berge Cu cutărea sa Cu mir mirandolina Alta două 3 Cu ce să mai stai Atâta să plângi? Ceea ce este adevărat Și din nou Nu vă mai victimizați Pe Facebook Că de Sunteți considerați Niște Purtători de vagine Ca să nu zic uh, A sau purtător de mij, Mai pe românește așa uh, Desfatul meu Nu vă mai victimizați Când aveți o problemă deci dacă chiar, ca să-mi permite și o cacofonie, scuze autorului, scuze <gântu> artistului, uh, pur și simplu, ai depresie că ești refuzat și astea, nu mai începe să te vaiți pe Facebook, că da, ești luat la mișto și o să ți agraveze. Nu te mai victimiza că, mai ales, te victimizezi ca un bărbat unde tu trebuie să arăți că ești yangul sau in, yang, că ești la mai tare, că ești esența, că ești cu testosteron că ai cromozomul Y Tu trebuie să mergi mai departe să lupți Într-adevăr ăsta e un stereotip Teorie că bărbații trebuie să fie dur Să nu plângă niciodată Ba adevăr că așa ar trebui să fim Că un bărbat poate să sufere Mult mai rău ca o femeie Și ajunge în situații de genul Dar asta nu înseamnă că trebuie să te victimizezi Te duci la ajutor de specialitate Să te potolească să zică Bă! N-are nimic, găsește alta care sunt nu te refuze, da? Te-ai prostii prostiile astea Ai avut un ghinion să dai de tipe care caută basketbaliști Caută și tu care să caute uh, atacați la fotbal Că Messi e pitic, cred Nu voi la fotbal <laughs> Ok Și vă că mare tot așa postări Uite, cineva i-a făcut un mim, i-a pus o poză I-a pus peste față masca de Rey Mysterio Că și ăla e pitic, 1, 60 ceva are Rey Mysterio mai are niște posteri din astea în care zice Bă, mă luați la mișto când spun că fizicul nu contează Că fizicul contează și mă luați cu sufletul contează Bă Deci vă rog eu, nu vă mai victimizați ata Căci când mă uit în comentarii lui, are niște zeci de comentarii Într-adevăr, nu e bine să te de un om care suferă Dar în momentul în care se victimizează doar ca să capete atenție O tehnică folosită de... Niște persoane pe care nu le suport Uh, merit să fiu luat la pulă. Deci din nou, sfatul meu, uite, pentru tipul ăsta care e aici, de am zis și iar m-a blocat Zuc, cred că e contul său de rezervă. Deci dacă vezi clipul ăsta și îți dă careva share, sfatul meu, deci sfatul meu, așa, ca de la bărba la bărba, nu te cunosc, nu, ai un nume foarte generic, am dat bloc odată cuiva pe canal cu nubel ăsta dacă ne cunoaștem ghinion. Dacă ești fix cel pe care l-am blocat Odata pe canal, fix cu numele ăsta am blocat pe cineva undeva prin primăvară când vorbeam de vaccinare, că na, cu toate conspirațiile alea când e sol și că am zis asta, în fie nu mai contează. Deci fatul meu, închide contul de Facebook, lasă Facebook-ul, că te bagă mai rău în depresie, tu te frumos la specialist, ia 200 de lei, 300 de lei scoate pe card, tu te mă la una nu o bagaboantă să te calmeze, să iasă tot, toți nervii ăștia din tine să dai afară ce mai rău și o să vezi că o să te simți mai bine. crede bă. Caută în continuare tipe, că o să găsești și care nu caută tipi înalți. Actuala mea a avut înainte unul mai scund ca aia. Deci există șanse, șanse și pentru tine. Da, acum e o mai real ca aia, Dar nu contează. Deci se poate. Ai avut un ghinion. Ca atunci când vrei să-ți cumperi o mașină și dai numai de samsar la început. Ce vrei, nu tău. Așa și eu am puțin și în final am găsit și o mașină ok. Da, cam ăsta a fost clipul făcut special pentru publicul de pe fb -ul. O să-l postez pe pagină și o să dau share la video pe... Uh, pe contul personal. Vreau ca cei care esteți lista mea de prieteni. Nu știu, 100 și ceva de oameni, că n-am prea mulți. Lăsați-mi și voi niște mimpuri ceva sau... Um, uite, pentru fetele care se uită și pentru băieți și pe YouTube și pe Facebook, scrieți-mi comentarii Cum a, ce scuze tâmpite au avut uh, unii oameni ca să vă refuze. Chiar sunt curios. Eu am fost uh, refuzat că eram mai mic cu un an sau că... Mai sau alta mi-a dat băpuci în cauza că mă s-a crezut că de nie. Bă, mă, măcar dacă eram înțeles să fiu așa victima rasistului, dar așa m-a -a fost victima pe degeaba. În fine, ne auzim pe data viitoare. Vă aștept în comentarii. Noapte bună tuturor!